Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face prăjurăță din fasolică, date prin nuci, sau alune, sau fistic, mac, susan, chimen, pesmet, făină de orez, un deliciu. Și să vedem împreună de ce avem nevoie. Astăzi le facem. Aici am circa 250 de grame de fasolică fiartă. Așa, fără zeamă. O să avem nevoie de un albuș și un gălbenuș. Gălbenușul îl punem în compoziție și albușul o să-l dăm prin prăjurățele prin albuș. Apoi, cine dorește face cu usturoi și cine dorește face cu ceapă. Eu am pus ambele variante. Sunt bune împreună. Vom avea nevoie de puțin mărar, de sare, piper, ulei, ca să dăm, punem în tigăiță și eu astăzi le voi da prin nucă și prin mac și prin făină de orez, dar pot fi date și prin pesmet sau prin făinuță și le facem la cuptor. Apoi, eu am aici două ouă fierte, le vom curăța și le vom umple cu gălbenușul din interior, cu puțină maioneză și cu puțin mărar. Acesta este meniul meu de astăzi. Așa, mai așteptăm încă puțin și să vedem și să începem. Eu voi mixa totul într-un mixer, așa, într-un blender. Am să le pun așa aici. Voi mixa totul aici în interior. Așa, și apoi le vom da la cuptor. Dar înainte de a fi date aceste prăjurițe la cuptor, ele se țin în frigider măcar o oră, o oră, două. Le puteți face dimineața pentru prânz sau pentru seară, le puneți în frigider, le acoperiți cu folie alimentară și apoi le dați la cuptor puțin ulei și sunt gata. Așa. Mai așteptăm încă puțin. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Și cât aștept? Vreau să vă spun că mă găsiți și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți peste 750 de rețete dulci și sărate și nu numai. Găsiți de la cozonaci, la forsecuri, la salate, la sărmăluțe, la borciuri, la checuri, sărmăluțe, de toate. De toate găsiți și apoi găsiți și tratamente pentru tenul gras și pentru tenul uscat și tenul mixt și tratamente pentru păr și ulei pentru corp și față și măști pentru față și corp și măști pentru păr. Găsiți foarte, 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 foarte multe rețete. Mă găsiți și pe Instagram, Camelia Kira, mă găsiți și pe TikTok, Camelia Kira, că public acolo, și pe Pinterest, mă găsiți tot la fel, Camelia Kira. Așa, bună ziua, bună ziua, bine ați venit și să începem. Începem să facem prăjuluțele, astăzi le facem la cuptor, că eu deschid cuptorul și apoi ies. Și după aceea intru și le scot. Așa. Și o să avem nevoie de, cum am spus la început, de 250 de grame de fasole, gata fiartă. Apoi vom avea nevoie de un gălbenuș și prin albuș o să le dăm la urmă, de mărar, de ceapă sau de usturoi, acum fiecare ce preferă, ce gust. Puteți face și cu usturoi dacă vă place, dar și cu ceapă. Eu astăzi am să pun ceapă. Dar puteți pune și usturoi și puneți după gust. Vom mai pune și puțină sare și puțin piper. Uleiul
o să ne trebuiască să punem puțin deasupra și în tigaie, puțin, puțin, puțin. Și le vom da prin nuci, dar pot fi date și prin fistic, și prin alune, și prin anacardi, așa, prin mac, voi da. Pot fi date și prin susan, și prin lichimen, așa. Sau prin pesmet, prin făină, sau cum am eu astăzi, făină de orez. Așa. Mulțumesc, Maria! Bună ziua! Bună ziua, Maria! Mulțumesc mult! Și bună ziua tuturor! Și acum, am să dau ingredientele așa deoparte și o să le punem treptat. Și o să le mixăm aici, în acest mixer. Micuț, micuț. Așa. Și vom pune în acest mixer, vom pune fasolica noastră. Să o punem așa încet. Să nu fie cu geamă, să fie uscată. Ca să nu iasă prea moale. Așa. Vedeți cum lasă geamă? Așa, dar noi o lăsăm aici în vasul nostru. Și punem așa, fasolica aici. O să dau deoparte. Acum, voi separa acest ou și gălbenușul îl punem în compoziție și apoi, după ce le dăm formă, o să le dăm prin albuș. Așa. Și voi pune doar gălbenușul aici. Și albușul o să ne trebuiască când la urmă. Apoi o să avem nevoie de o bucățică de ceapă sau de usturoi. Acum depinde de gustul fiecăruia. Vedeți, eu aici am un cățel sau o bucățică de ceapă. Acum fiecare pune cât crede după gust. Puneți mai întâi puțin și după aceea mai adăugați dacă credeți că mai e necesar. Așa. Și o voi pune doar o bucățică. O voi tăia așa în două, în trei. Și o punem așa aici. Voi pune și puțină sare. Așa, dăm deoparte. Puțin piper. Așa. Vom pune și puțin mărar. Eu am mărar congelat, care aici în Italia nu se găsește și eu l-am la congelator. Mi-aduc în fiecare an de acasă din România. Și mărarul tot la fel îl puneți după gust. Vedeți așa, cam o lingură. Nu mai mult. Acum fiecare pune, mie îmi place cu mai mult mărar, dar sunt persoane care, așa, dacă nu vă place mărar, vă puneți puțin pătrunjel. Și acum, am pus tot ce aveam nevoie aici. Uleiul o să ne trebuiască pentru tavă. Dăm și ceapa deoparte. O să punem căpăcelul și o să fac puțină gălăgie. Așa. O să mixăm puțin. Amestecăm așa puțin și dacă vă iese compoziția prea moale, adăugați o lingură de pesmet. Așa, mai amestecăm încă puțin. Este gata. Să vedem. Da. Este gata. Așa.
am să dau deoparte. Aici am un vas și o să punem compoziția noastră aici în vasul nostru. În loc de fasolică puteți pune și năut. Să știți că este foarte bun. Cu apa de la năut, știți că puteți face și bezea de post, puteți face și biscuiți din acea bezea, o folosiți în loc de albuș. Așa, și am amestecat așa bine toate ingredientele noastre. Și dacă noi vedem că este prea moare și nu putem, o mai punem o lingură de pesmet. Eu am să pun aici puțină făină de orez. Așa, că eu am să le dau și prin făină de orez și am să pun așa puțină făină de orez. Și amestecăm. Dar cine nu are, pune pesmet. Sau poate nu iau o feliuță de pâine, în puțină apă, o stoarce bine, bine și o pune în interior. Așa. Am să mai dau încă puțin. Așa, cam două linguri am pus. Și amestecăm. Așa, este de ajuns. Dăm așa deoparte. Le voi pune așa pe un fund. Și acum o să le dăm formă. Aici am puțin albuș și o să le dăm mai întâi prin albuș. I-am să-l bat așa puțin. Așa, puțin, puțin bătut. Și aici am mac, dar puteți folosi și susam, alune sau nuci, făină de orez sau pesmet, ce aveți în casă, sau chiar și prin făină le puteți da. Și vom lua așa o lingură și facem este mare. Ia să vedem. Așa. Pe mânuțe. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Așa. Și acum să le dăm formă. O să pun așa pe hârtie aici și să le dăm formă. Vedeți? Încet, încet, cu răbdare. Așa. Le puteți da și prin pesmet. Și le așezăm așa aici, una lângă cealaltă. Ia -mi. Acum prin mac.
Dacă vă place macul, dacă nu, dați doar prin pe smet. Așa. Și le așezăm așa aici. Așa. Iată. Așa. Și le punem așa aici. Iată. Vedeți? Eu deja am făcut o parte, doar prin mac și prin nuci. Așa. Ia uitați cum arată. Și acestea sunt, le-am dat și prin făină de orez. Vedeți? Așa. Ia uitați cum arată, vedeți? Sunt prăjite la cuptor. Eu în tavă, după ce le pun, am să stropesc. Ia să vă arăt cum fac. Deci aici avem păjăluțele noastre, le punem în tavă și apoi cu puțin ulei o să stropim așa peste. Vedeți? Așa. Acum aceste făcute acum o să le dăm la frigider măcar o oră și după aceea le punem la cuptor. Și rezultatul va fi acesta. Vedeți? Așa. Acestea s-au răcit. Ia uitați cum arată. Așa. Vedeți cum arată? Așa. Să mai rupem și una cu mac. Sunt bune, bune. Sunt bune, bune cu mac, cu nuci. Avem două fierte, avem puțină maioneză, puțin mărar și am să le umplu. Deci, aceste două le curățim, curățate, gata. Vom pune gălbenușul aici. Și am să tai unul dintre ouă, am să-l tai așa, cu această formă. Să vedem cum iese. Așa. Acesta este întreg. Cum a venit. Vedeți cum l-am tăiat? Așa. Și să-l desfacem. Ia uitați-l. Așa. Și am să pun gălbenușul, am să-l pun așa aici. Am să pun și o lingură de maioneză. Și puțin mărar. Așa. Puțin mărar. Și amestecăm. Acesta este meniul meu de astăzi. Așa. Așa.
amestecăm așa bine. Să dau așa deoparte aceste două jumătăți, i-am să umplu, așa. Aici am o formă, am să-l tai un nou felii, îl pun așa aici și încet, încet să-l tăiem. Așa. Voi pune o ușor de mele aici. O să-mi aduc și porjeluțele. Și aici am oul meu tăiat feliuțe. Acesta este meniul meu de astăzi. Porjoluțe din fasolică cu mărar, dar de prin mac și prin nucă, și ouă umplute cu mărar și cu puțină maioneză. Am intrat și astăzi puțin să vă arăt o altă rețetă. Este delicioasă, să încercați. Ia uitați cum arată. Vezi, în interior, așa, date prin nucă și prin mac. Să știți că sunt bune, bune, bune. Ia să mai punem. Ia să punem așa patru pe mijloc. Arată mai bine. Ia uitați, ouă umplute cu mărar, ouă umplute cu mărar și porjoluțe din fasolică. Aceasta este rețeta de astăzi, de la porjoluțe. Eu vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că sunteți alături și că mă urmăriți. Și ne vedem cu alte rețete. O să ne vedem și mâine, tot așa, în jurul la această oră, în jurul prânzului. Așa. Și am să vă arăt și mâine ce îmi pregătesc eu. Poftă bună tuturor! Vă pup și vă mulțumesc din suflet! Multă sănătate! Meniul meu, am să încep din nou meniul de slăbit, să vă arăt cum mănânc eu, să mâncăm sănătos ca să slăbim. Eu am slăbit 10 kg de când am început. Nu este ușor, dar rezultatele se văd.
pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camele și Bucate Gustoase, acolo găsiți meniul pe 7 zile. Să vedeți cum mănânc. Deci din tot ce prepar eu, deci ne pregătim o farfurie, nu prea mare, potrivită. Așa și mâncăm. Bineînțeles că eu astăzi nu am să mănânc tot ce am pregătit. Mănânc două păjoluțe, un ou acum la prânz și în jur de ora 6, 6 jumătate o să fie ultima masă. Și am să termin ce mai am aici. Și mâine, dacă ne rămâne. Așa. Deci trebuie să avem grijă de noi, să ne întreținem. Vă pup și vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. Multă sănătate, la revedere și vă las. Sper să încercați aceste păjoluțe. Pupici, multă, multă sănătate, la revedere!